Bună ziua, vă mulțumim frumos pentru prezența la conferința de presă a echipei naționale de fotbal a României, premergătoare partidei amicale cu Suedia de mâine. Avem alături de noi pe portarul Ciprian Tătărușanu. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Urmăream la televizor împreună cu fratele meu meciul echipei naționale. Cred că ar fi un lucru frumos să învingem Suedia mâine. Nu neapărat să ne luăm o revanșă, dar având în vedere că Suedia este o echipă calificată la campionatul mondial, ar fi o victorie importantă. Ai reușit să revezi acel meci? A rămas în istoria fotbalului românesc? Nu l-am revăzut integral, dar de cele mai multe ori sunt faze care sunt transmise pe canalele de televiziune. Dacă să vezi gazonurile de stadion și dacă crezi că se va bate recordul de audiență mâine seară? Nu am văzut gazonul pentru că n-am apucat să facem antrenament. Nici astăzi nu cred că vom face antrenament ca să protejăm gazonul. Și sper ca mâine la mea să fie cât mai mult suporte. Vă afectează jocul, starea gazonului? Vom vedea mâine, având în vedere că nu este o echipă tehnică. Dacă gazonul este foarte prost, cu siguranță ne va afecta. Dar trebuie să ne adaptăm la condițiile de joc. Cum ai primit această veste că nu vei fi titular la meciul cu Israel? Normal. Sunt jucător profesionist. Mă pregătesc în fiecare zi cu gândul de a juca toate meciurile, dar avem un antrenor și el decide cine evoluează. Tot e important de găsit odată, la un moment dat, în tot acest an, cum ai fi tratat faza aceea din 1910? Faza purea cu Cheretan. Nu m-am gândit niciodată. Acum, bănesc o știi tu decât faza. Crezi că a greșit sau se mai întâmplă? Nu pot eu să-mi dau cu părerea dacă a greșit Florin Prunea în acel meci sau nu. Eu țin minte doar că după acel gol a avut o intervenție extraordinară care n-au dus la 11 metri. Nimeni nu... Toți au uitat acele intervenții. Am început foarte bine acest an cu o victorie. Cum îi simți pe tinerii care au apărut între timp la Națională și care au și debutat? Jucător foarte bun, pentru că altfel nu s-ar afla aici la echipa națională. Tu ai fi putut apăra șutul lui Stanciu din partida cu Israel? Cu siguranță. Ar putea să înscrie și mâine seara? Da. Este un jucător foarte bun. De la el se așteaptă lucrurile scripitoare. Ți-ai fi dorit să vină și Ibrahimovic? Ori cu Ibrahimovic, ori fără, eu aș fi tratat meciul la fel. Cât de important va fi acest joc în economia partidelor oficiale, practic, din toamnă? Este un meci amical, dar este un meci important. Trebuie să jucăm cât mai bine și să ne pregătim pentru meciurile oficiale. Spuneai de starea gazonului. Poate fi un dezavantaj faptul că nu cunoaște suprafața de joc și o veți vedea doar la ora partidei? Nici suedezii nu cunosc suprafața de joc. Deci vom avea aceeași problemă ca ei. Crezi că va fi și o atmosferă așa mai apăsătoare mâine, ținând cont și de ceea ce se întâmplă în aceste zile în Craiova, la decesul lui Nicolae Tinguei? Cu siguranță va fi o stare de supărare. A decedat un fotbalist important al României. Sper ca mâine să facem un joc bun și să-i dedicăm victoria. Da, aștept să fii mâine seară titular, pentru că și la conferința înaintea partidei cu Israel a fost Stanciu, care a fost rezervă, adică după prestația lui Niță. Tu, dacă ai fi antrenor, l-ai scoate din poartă? Eu mă aștept să fiu titular la fiecare meci. Acum depinde de antrenor ce decizia. Te-ai gândit să fii și capitan? Antrenorul decide cine va fi capitan. Pentru mine nu este atât de important să fiu capitan în echipe naționale. Este important să joc. Simți că a crescut și concurența pe postul tău? Întotdeauna a fost concurență pe postul de portar. Acum mai mult? Cu atât mai bine. Te văd cu Alma Rin, îl vezi în Serie A? Este un jucător foarte bun, da. Eu cred că s-ar descurca foarte bine la o echipă din Serie A. Ce părere ți-a făcut stadionul? L-am văzut pe din afară. Arată foarte frumos. Mă bucur că în ultimii ani în România s-a construit
stadioane noi și frumoase. Vom vedea, de fapt voi vedea mâine cum va fi și din interiorul lui, ce atmosferă vor crea suporterii. Tu la final de carieră te gândești să revii Liga 1? Nu știu ce îmi rezervă viitor. Este alături de voi și Bogdan Rocu, sunt 8 și un portar cu experiență în fotbal. Ți-a oferit vreun sfat de când v-ați revăzut? Da, la fiecare antrenament ne ajută cu sfaturi. Pe noi cei tineri. Mai tineri decât el. Ce părere ai de nivelul adversarului? Știi pe câțiva din campionatul Franței, urmează cei dați Rus? Sunt o echipă bună, având în vedere că au eliminat Italia fără gol primit. Sunt o echipă bună. De când a preluat Cosmin contra Națională, lucrurile s-au mai schimbat și rezultatele au început să vină. Acum, când e puțin retrospectiv, crezi că puteam mai multe în grupa de calificare dacă era Cosmin contra antrenorul ca să nu începeți? Nu cred că are rost acum să ne întrebăm ce am făcut cu alt antrenor. Așa a fost Cristof Daum antrenor, au fost rezultatele care au fost. Acum este un nou antrenor cu o nouă filozofie și sper să ne calificăm la următorul turneu final. Dar cum îl simți pe Cosmin Contra? Este mai apropiat de ceea ce poate fotbalistul român? Da, mult mai apropiat. Este un fost jucător al echipei naționale, știe ce înseamnă echipa națională și ce atmosferă trebuie să facă aici. Ultimele două întrebări, vă rog. Este filozofia perfectă pentru profilul fotbalistului român? Adică fotbalistul român, ce vrea să însemne asta? Cunoaște fotbalistul român? Da, este un fost jucător la echipa națională, este normal să cunoască mult mai bine fotbalul românesc, ce se cere la echipa națională și așa mai departe. Ultima întrebare. Cu cine țin la mondial? Nu o să țin cu nimeni, o să mă bucur de fotbal. Cine e mai bun să câștige? Vă mulțumim frumos! Gata? Da. Așa repede? Da. Și eu vă mulțumesc, la revedere!